Bună ziua, bine v-am găsit la un nou interviu de la distanță. Astăzi o avem invitată pe Daniela Șerban, este candidat independent la Camera Deputaților din București. Bună ziua, Daniela! Bun găsit, mulțumesc pentru invitație! Eu zic să intrăm direct în pâine, așa cum îmi place mie să spun, și te-aș întreba, scurt și la obiect, un topic destul de important, și anume birocrația. Știm foarte bine că în România până la îngeri te mănâncă birocrația. Să fac așa o metaforă puțin forțată. Cum spuneam, este bine cunoscută birocrația în România. Este practic un cuvânt care este foarte bine împământat în mintea românilor. Toți cei care am avut vreodată nevoie de a plimba niște documente între firmă și autoritățile locale sau între persoană fizică, până la urmă, ne-am lovit de un zid interminabil de acte, documente, hârtii și, evident, ștampile și iar ștampile și semnături. Te-aș întreba, până la urmă, ce soluții ar putea fi găsite la nivelul țării pentru a scăpa puțin de această nebunie cu hârtiile plimbate din stânga și din dreapta, uneori inutil sau alteori parcă e o suprareglementare din punct de vedere al hârtiilor plimbate? Cu siguranță, dar aș vrea să vedem puțin în context. România vine istoric dintr-un mediu care și-a dorit să fie foarte controlat. Și acest control a generat aceste tone de reglementări. Pentru fiecare neregulă s-a inventat o lege, o directivă, o dispoziție. Avem cod fiscal, avem cod de procedură fiscală, avem diverse acte pe care un antreprenor trebuie să le urmărească. E bine, din această creativitate a noastră, că sunt convinsă că a fost și creativitate de-a lungul timpului, s-au născut acești monștri legislativi, care în teren înseamnă o dificultate foarte mare de a face afaceri. Pe lângă birocrația scriptică, și anume câte hârtii depunem, faptul că, de exemplu, ANAF solicită aceleași sau solicită documente emise tot de ANAF, dar de altă direcție, deci ne pun pe noi pe drumuri. Asta înseamnă un cost mai mare de a derula afaceri în România. Și dacă este să privim în context, în acest moment România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de IMM-uri la 1000 de locuitori. Sigur că dacă ne uităm pe cifre, spunem, vai, avem peste 1 milion de IMM-uri în România, ce bine stăm aici. Ei bine, stăm, dar comparativ cu alte țări, media europeană se duce spre 50 de IMM-uri la media de locuitori, iar în regiune vorbim chiar de cifre care depășesc 100, dacă vorbim chiar țările mari din regiunea noastră. Ei bine, orice țară dezvoltată știe că antreprenoriatul, comerțul și companiile care produc sunt cele care țin o economie în viață. Mai ales acum când avem o criză sanitară evidentă și nu știm când se va finaliza. Chiar dacă avem un vaccin, suntem conștienți că problemele noastre sanitare nu se vor sfârși azi mâine și tindem să vedem cum apar semne de criză economică. Iar în acest context, cât ușurința de a derula afaceri este foarte importantă. Pe lângă birocrație, care înseamnă efectiv multe hârtii și așa mai departe, e vorba și de atitudinea pe care statul o are față de antreprenori și invers. Pentru că sunt și antreprenori care spun cu mândrie, eu niciodată n-am făcut afaceri cu statul. Bun, și atunci cine face afaceri cu statul și cum anume să ajungem la o relație de încredere și de construcție între cei doi actori care sunt vital pentru a duce această țară pe o linie de dezvoltare. Să rămânem puțin la zona asta legislativă și de reglementare. Până la urmă, ce soluție ar exista, soluții evident venite din partea statului, în care să cumva să faciliteze mediul de afaceri românesc, adică să stimuleze cât mai multă lume să inițieze startup-uri, să intre în business? Da, pentru că, până la urmă, rolul unui stat ar trebui să fie nu să-ți creeze ție neapărat oportunități de business, ci să-ți oferi un cadru legislativ mult mai relaxat, cu niște stimulente eventual, să te ajute pe tine să înființezi și apoi ulterior să te dezvolți armonios în mediul și în țara în care locuiești.
Deci, așadar, ce ar trebui schimbat? Unde ar trebui să intervenim punctual, chirurgical? Sau trebuie schimbat totul? Eu sunt adepta soluțiilor pas cu pas și dacă ne uităm la activitatea Parlamentului din ultimii 4 ani și ne uităm la topul proiectelor și domeniilor în care Parlamentul a fost cel mai activ, regăsim pe primul loc domeniul fiscal. Codul fiscal este modificat de 10 de ori pe an, dacă nu mai mult, și în fiecare an a fost modificat. Fiecare ministru de finanțe inițiază o nouă consultare cu mediul de afaceri, se modifică din nou codul fiscal. Este foarte clar că nu mai putem ține pasul cu atâtea modificări. Deci, în primul rând, ne trebuie predictibilitate. Alte domenii care au fost puternic reglementate, nu neapărat în sensul bun al lucrurilor, a fost justiția, pe locul al doilea în topul activității din Parlament, iar pe locul 3 a fost sectorul bancar și tot ce ține de sectorul financiar. Și ne amintim acele taxe, acele proiecte de lege legate de recuperarea creanțelor, de datorii, credite, subiecte de altfel care au stârnit interesul populației și pe bună dreptate, pentru că banii, indiferent dacă sunt ai persoanelor fizice sau persoanelor juridice, sunt de interes. Ei bine, aș spune că o modificare sau o simplificare a legislației este binevenită și nu ar trebui să o mai modificăm atât de mult. Și a fost la un moment dat o idee de a comasa tot ce ține de legislația legată de antreprenoriat și de desfășurarea activităților economice și cred că este o direcție bună în a elimina suprapunerile. Și aminteam într-un articol pe care l-am scris zilele trecute că în domeniul Horeca, dar în general vorbim de orice domeniu, sunt peste 12 instituții de control care pot să verifice orice, oricând, în principiu. Iar antreprenorul niciodată nu este sigur că poate fi în litera legii, pentru că întotdeauna mai e ceva ce i-a scăpat și nici nu are cum să parcurgă toate miile de pagini și un cod fiscal care se schimbă de la o lună la alta. Deci vorbim de predictibilitate pe de-o parte, de simplificare atât cât se poate. Este clar că noi depindem și de legislația europeană și ar trebui să ținem cont și de tendințele care vin de la Bruxelles, pentru că e clar că suntem parte din Uniunea Europeană și trebuie să fim parte la acea discuție, însă trebuie să ne vedem și interesul nostru și agenda noastră, aceea de a crește afaceri mici care să ajungă medii în câțiva ani și să ne gândim la un plan pe termen lung. Pentru că sigur că noi putem să dăm niște facilități acum, putem să încurajăm înființarea de startup-uri și să le susținem în viață un an, însă când termină acel grant, ele se închid. Deci trebuie să gândim niște mecanisme și niște soluții prin care să se creeze oportunități pe termen lung. Pentru că dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial solid este cheia pentru o dezvoltare pe termen mediu și lung, prin investiții și prin producție, prin afaceri cu valoare adăugată. Să știi că am citit articolul de care vorbești și pe care l-ai amintit. Chiar mi-a rămas așa puțin în minte o mică frază și aș vrea să o citez. Cultura compromisului a devenit în România o cultură a supraviețuirii. La ce te-ai referit? Poți să dezvolți puțin? Adică, până la urmă, compromis în ce sens? Cultura compromisului. Sigur, în România de multe ori ne-am obișnuit cu merge și așa. Și chiar citeam un studiu al Băncii Mondiale legat de interesul bucureștenilor față de ce îi înconjoară și o treime dintre aceștia spuneau că nu interesează mai nimic. Asta vorbim de cei pe care nu interesează. E bine, pe cei care interesează sau cei care sunt implicați în diverse activități și iar revin la antreprenori, ei nu au cum să fie în litera legii și de aceea riscă foarte multe amenzi, pentru că sigur se găsește o neregulă. Iar în practică nu poți să iei amenzi în fiecare săptămână dacă îți vine un control în fiecare săptămână.
și astfel, practic, tinzi să cazi la înțelegere. Cel care vine în control să te lase mai moale, tu la fel. Iar aici nu cred că e un secret faptul că are importanță pe cine cunoști ca să fii lăsat în pace sau să nu mai fii atât de agasat. Și cred că din punctul ăsta de vedere trebuie să ne obișnuim să facem lucrurile bine. Bine atât ca antreprenor, atât cât este posibil dacă am simplificat legislația și am oferit oportunitatea de a face, de a derula afaceri de bună credință, combinat, de ce nu, dacă nu ești de bună credință, să nu mai poți să faci afaceri. Pentru că, să vă dau un exemplu, da? Primăria sectorului 1 nu mai emite autorizații de funcționare de peste un an. De fapt, nici nu are sens să-ți mai ai autorizație de funcționare și să dai 3.000 de lei pe ea, când dacă îți vine în control de două ori pe an și tu spui că nu ai autorizație de funcționare, plătești o amendă de 1.000 de lei. Ei bine, antreprenorul își face un calcul simplu și spune, mai bine plătesc de două ori amenda de 2.000 de lei decât să-mi iau o autorizație de funcționare care costă 3.000 de lei pe an. Este un exemplu de cum funcționează lucrurile în practică. Și aș mai vrea să rămânem puțin la zona asta, pentru că e foarte important să menționăm de ce acei antreprenori de care spuneai că la un moment dat sunt nevoiți să încalce cumva legea, de ce o încalcă? Până la urmă trebuie să menționăm că nu o încalcă pentru că așa vor ei să o încalce, ci legislația, cel puțin în domeniul Horeca, este foarte confuză și este interpretabilă, ceea ce n-ar trebui să întâmple, adică o lege e lege, să fie foarte clară și ușor de implementat, sau mă rog, să fie clare măsurile pe care tu trebuie să le iei ca să respecti legea. Și îți dau exemplul ăsta pentru că și eu am avut un business în Horeca și înainte de colectiv, de exemplu, se dădeau 3 declarații pe propria răspundere pentru administratorul firmei. După colectiv, când a ieșit toată lumea în față și a zis gata, ce înseamnă chestia asta cu declarație pe proprie răspundere, că nu e normal, ceea ce așa este, că până la urmă un administrator nu poate să-și asume și responsabilitatea planului de incendiu, nu poate să-și asume și partea de ITM și așa mai departe. Da, deci sunt niște lucruri care ar trebui reglementate și să existe organe de control care să vină să controleze business-ul respectiv, să spună ești în regulă sau nu, sau ai de modificat lucrurile astea. Ei, după colectiv, de la 3 declarații pe proprie răspunde, s-au ajuns la 5 declarații pe proprie răspunde. Businessul de care vorbesc era și aparținea de sectorul 5. Nu știu cum s-a întâmplat la alte primării, dar lucrul ăsta iarăși nu este normal. Deci asta voiam să menționez. Sigur. Da, și cel mai probabil afli întâmplător de ce trebuie să faci atunci când vine cineva în control, pentru că la deschiderea unei afaceri nu te întreabă nimeni, nu te caută nimeni, nu te ajută nimeni, te duci și bați pe la uși și nu ți se spune. Și în momentul după sau în momentul în care ai deschis, încep vizitele. Hai să ne cunoaștem, cine ești, a cui ești, de ce ai deschis. Nu mai spun de situații în care s-a funcționat și 10 ani fără autorizații și lucrurile au fost posibile. Însă aș vrea să revin cu un exemplu de cum se pot face lucrurile dacă se dorește, sigur, pentru că noi ne-am obișnuit cu un stufăriș așa de instituții ale statului, de foarte multe persoane implicate în această activitate de control, care este foarte importantă. Adică este important că atunci când mergem la un restaurant să fim siguri că mâncăm și nu ne îmbolnăvim, că avem ieșiri de siguranță. Deci este foarte firesc să avem controle și să ne asigurăm că lucrurile sunt de calitate. Însă, de exemplu, în Germania există o singură instituție care centralizează tot ce ține de autorizare, avizare, control. Vorbim și de o consiliere, pentru că intenția și inițiativa antreprenorială este foarte importantă și aș zice că trebuie și încurajată și susținută, nu penalizată așa cum se întâmplă în România. E bine, în Germania, de la începutul anului, te anunță când vine în control. Din ianuarie ți se spune, în septembrie, octombrie, noiembrie, planul de control vine, te verifică. Dacă nu ești în ordine, ți se dau 2 luni pentru remediere. Dacă nici atunci nu ești în ordine, atunci încep sancțiunile și penalitățile. Aici, amenzile de cele mai multe ori sunt pe loc,
controlele vin când ți-e lumea mai dragă sau când ai mai mulți clienți. Deci vorbim și de o atitudine care este deficitară. Și cred că ar trebui să lucrăm și la cum comunicăm și cum încurajăm și să nu mai pornim de la premisa că toți sunt hoți. Și asta am văzut-o și în stradă, pentru că am vorbit cu foarte mulți cetățeni, foarte mulți bucureșteni și văd o foarte mare dezbinare în societate. Fie că vorbim de angajați la stat versus angajați la privat, și sunt convinsă că sunt și bugetari care își fac treaba, că altfel lucrurile nu ar merge deloc. Sunt convinsă că sunt și la privat oameni care poate nu muncesc la capacitate maximă. Deci ar zice că lucrurile sunt împărțite. Pe de altă parte, ar trebui să fim mai atenți la cei care ne reprezintă. Și aici mă îndrept spre mediul politic, pentru că nu aș vrea să cred că ei sunt cei care ne reprezintă. Și este timpul să fim mult mai deciși și mult mai ferm în a trimite profesioniști în Parlament. Ai schimbat foarte bine topicul, pentru că acum asta mă pregăteam eu să fac, adică să rămânem în zona de educație, că până la urmă dezbinările de multe ori pleacă și dintr-un anumit nivel al educației, pe care l-ai sau nu l-ai. De asta eu știu că tu ești o susținătoare foarte puternică a ideii de a implementa educația financiară încă din școala primară. Nu știu, acum te-aș întreba. Odată, cât de fezabil e acest plan? Adică în sensul în care nu știu dacă învățătorii au capacitatea de a preda un astfel de curs. Și doi la mână, evident, rămâne întrebarea copiii având o vârstă destul de fragedă, nu știu, a reușit să înțeleagă astfel de concepte? Este foarte clar că avem nevoie de o educație solidă, pentru că fundamentul unei societăți moderne și dezvoltate este educația. Și de la mic la mare, și am vorbit și cu liceeni, am vorbit și cu cei care au terminat deja liceul și care, de exemplu, nu au decis să urmeze o facultate, ceea ce m-a surprins și mai mult, pentru că nu știau încotro să se îndrepte, dar și cu cei din mediul privat și antreprenorial. E bine, educația financiară este ceva ce te ajută să trăiești până la urmă, pentru că e clar că educația, așa cum este făcută ea acum, sau sistemul educațional, nu pregătește elevii pentru viață. Discuția este foarte amplă și e clar că nu poți să schimbi lucrurile peste noapte. Văd copiii din ce în ce mai încărcați. Sistemul acesta educațional online nu ajută și din contră sacrificăm, cred că, o generație dacă lucrurile vor continua așa. Însă, când vorbim de bani, este ceva cu ce ne lovim de când începem să înțelegem cum se mișcă lucrurile și cei care au copii sigur știu situațiile în care copiii în magazin fiind cer de toate. Ei bine, acela este momentul în care începe educația financiară a copilului, pentru că trebuie să explici că nu este un sac fără fund, cardul nu este ceva unde sunt mereu bani și există limită. Ei bine, acea limită depinde de cât de mult muncești. Și copiilor mei le-am explicat despre aceste limite de cât de devreme am putut, cred că aveau câțiva ani. Iar deja pe la 5 ani aveau bugetul lor când intrau într-un magazin. Bun, ai 10 lei, ai 50 de lei, 100 de lei, tu alegi cum îl împarți. Iar lucrurile astea cred că sunt ușor de înțeles, sunt deja testate în alte țări. În Elveția, de exemplu, care e centrul financiar al lumii, în Elveția se învață despre noțiuni de bază, despre bani, încă din clasele primare. În România, în acest moment, sunt câteva ore incluse în educația socială în clasa 8-a. Există ore facultative în liceu, dar nu pentru toți. Și suntem în etapa în care pregătim formatorilor. Adică este clar o cale foarte lungă și cred că e nevoie de foarte multă cooperare între sectorul financiar, bancar și cel investițional și mediul didactic, pentru că începem de la profesori această educație, după aceea o transpunem copiilor.
Și cred că proiectul, de exemplu, Școala Altfel, poate fi un început în care una din zile este dedicată banilor. Ziua Națională a Educației Financiare este o altă oportunitate, dar cred în această sinergie mult mai mare între mediul privat și mediul de stat, pentru că statul are capacitatea de a propaga informația național. Ori sistemul privat niciodată nu o să aibă forța financiară și infrastructura de a propaga informațiile naționale. Acum a schimbat din nou registrul și te-aș întreba, bănesc că întrebarea asta este pe buzele majorității oamenilor care vor urmări acest video, de ce ai ales să candidezi din postura de candidat independent la Camera Deputaților? De ce nu într-un partid? Bine, ca și candidat independent, nu sunt obligată să fac compromisuri sau alianțe care nu mă reprezintă. Și de asemenea am propus o agendă și voi fi împuternicită direct de votul celor care mi-l dau. Deci, practic, împuternicirea și legătura între persoanele care mă votează și candidat este mult mai mare. De aceea și controlul asupra performanței mele este mult mai mare. Pe de altă parte, cred că și libertatea de acțiune și comunicare este mult mai mare, chiar dacă la nivelul percepției publice este adesea propagată ideea că îți irosești votul cu un independent, nu are sens. Ei bine, eu zic că da, că are sens și că nu îți irosești votul, pentru că din contra, votul tău înseamnă că tu trimiți direct omul în Parlament, nu te erigezi sau nu te bazezi pe o disciplină de partid. Devine mult mai personal, să zic așa. Pe interese, da, devine o legătură mult mai personală și ești mult mai implicat în ce urmează. Și cred că este momentul ca societatea civilă să transmită prin intermediul independenților așteptările lor direct și de asemenea să trimită profesioniști în Parlament, ca să evităm situații în care se modifică codul fiscal de foarte multe ori și discutăm mai mult de agendă de partid și de cum să dăm bine în sondaje și mai puțin despre nevoile oamenilor și despre interesele lor. Aș vrea să mai lămuresc cu tine încă un subiect, și anume, de ce ai ales să pleci din USR Plus? Ei bine, am ales să plec din USR Plus pentru că nu mai era proiectul în care am crezut atunci când am intrat în Plus în urmă cu un an și ceva. Am avut așteptări foarte mari, ca și mulți alții, însă aceste așteptări au întârziat să apară. Eu sunt un om al construcției și un om al dezvoltării, de aceea am văzut prea puțină discuție despre construcții, ci mai curând despre interese și despre cum putem lovi în unul sau în celălalt. Dar a fost o experiență din care am învățat, a fost o experiență care mi-a permis să văd cât de grea este politica, nu că m-aș fi așteptat cineva să-mi pună covorul roșu, chiar dacă am avut un CV foarte bun și doar cu acel CV și neavând niciun contact în USR Plus, am fost candidat la alegerile europarlamentare de anul trecut, am crezut că este suficient și că se va dori să se continue o colaborare bazată pe performanță, pe construcție, pe dezvoltare și pe viziune. E bine, această experiență mi-a permis de altfel să fac această candidatură independentă, pentru că cine crede că este ușor, dar nu cred că sunteți mulți care credeți că este ușor să intri în politică, dar a fost o experiență care m-a întărit și care mi-a permis să văd puțin de după cortină ce înseamnă politică. Sunt o persoană întărită după această experiență și aș vrea să merg mai mult cu agenda pe construcție, așa cum am și propus-o, să avem mai multe persoane implicate în viitorul lor și având bani puși deoparte, pentru că este important încă de la primul salariu să ne gândim pentru pensie, să ne gândim ce facem cu alocația copiilor, să ne gândim ce facem cu mediul antreprenorial și cum putem crește numărul antreprenorilor și cum putem ieși din această criză economică de această dată, pentru că este foarte clar că va urma. Și astfel vreau să creăm mai multe oportunități de afaceri în România. Eu îți mulțumesc foarte mult, Daniela. A fost alături de noi Daniela Șerban, candidat independent la Camera Deputaților București.
și sperăm să ne auzim peste ceva timp din postura de deputat. Mulțumesc, Doamne ajută!